Bun și salutare lume și mi-am găsit la un episod din seria noastră de 3 texturi de PvP Am revenit aici lume și să vedem lume ce reușim să facem în acest episod Efectiv băieți m-am jucat foarte 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 mult duel înainte să filmez acest episod Și sunt extrem 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 de încălzit dar și foarte stresat într-un fel pentru că pentru, din, din, cauza tipului ăsta eu sunt foarte stresat în momentul actual Dar efectiv el nu l-a absolut deloc damage dar am reușit să-l în final Cred că făcea blockage, gen efectiv făcea așa sau ceva de genul dar în fine, lume, am revenit aici cu un nou episod și să vedem ce... Uh, dacă reușim să-i batem pe tipi ăștia băieți, deci filmez această rundă de foarte mult timp, pentru că știți că eu sunt cu winurile urile acelea nu prea îmi convine să am un episod în care pierd foarte des. Mă rog, dacă am PvP, este altceva. Dar, uh, oricum, lume, sperăm că reușim aici cu textura asta. Bobeți, am găsit textura asta extrem de șmecheră și cred că și după ce o să fac episodul ăsta gen și o să... Eu îmi șterg texturile pe care le folosesc în episoade gen de 3 texturi. Ca să nu se umple folderul foarte tare Sincer, băieți, cred că o să o păstrez Pentru că îmi place atât de mult și eu nu pe la spatele tău. Doamne A, a luat el kill Ok, va trebui să plecăm. Ia să mergem noi aici. Ok, tipul ăsta este în spatele meu. Ia pe aici, ok, putem să ne retragem pe aici. Și băgăm gap-ul. Bă, sincer, avem o armură destul de ok, deci mă duc pe el. Și Mă rog, dacă va fi genul de om care efectiv a dat... Aha, da, ești foarte bun. Chiar ai talent. Ok, și l-am omorât pe tipul ăla. Nu știu să poveți, mi pare foarte de cunoscut Fat Ban. Nu știu dacă era vreun player cunoscut sau un youtuber sau ceva de genul Fat Ben. Mă rog, tipul ăsta era Fat Ban V2. dar oricum lume, se pare că am reușit să-l batem pe tipul ăsta și este o șansă, de aproximativ 10% să pierde meciul, deci... Eu cred că vom reuși, băieți. Eu cred că vom reuși să obținem win-ul, efectiv, băieți. Deci este efectiv prânzul, se trezesc copiii americani care joacă bine, ca au internet bun. Și asta este o perlă normală. Deci, efectiv, o să ne dăm doar dacă este absolut necesar. Băieți, era să-mi dau perla în el să fier. Deci, efectiv, perlele astea sunt foarte dubioase. Și deci, tipul ăsta chiar are armură încantată de leather. Nu știu exact cum de a, a, a atins aceste nivele de prosperitate, dar aparent l-am rezolvat instant. Ok, lume, și am revenit aici și cu textura numărul 2 în runda numărul 2. Știi, poți are un skin extrem de foarte șmecher și interesant. Dar oricum, lume, o să ne luăm chestiunile. Nu. A, ce? Salut? Ok, am înțeles cum să treaba. Și textura asta este foarte high definition, în Deci nu știu dacă va rezista calculatorul meu. Dar eu îl voi supune testului și voi încerca. <laughs> ok, baieti, <put> efectiv. <laughs> Lol. Uh, și bineînțeles că nici o pereche de pantaloni Bă băie, sincer voi urma strategia Vreau să văd dacă tipii ăștia au ceva sau uh, De fapt cred că o să mergi la mit că Sunt multe chesturi pe care nu cred că le-a luat nimeni Și pentru că fac aceste poduri foarte handicapate Era să cad direct în void Dar aparent am reușit să trăiesc Deci uh, este bine bă băieți Ui. Ok, bă, băieți, sunt exact cu omul care m-a omorât, deci efectiv, băieți, cred că o să ne luăm răz, răzbunarea, deci efectiv ne am omorât reciproc meciul trecut și sper că nu o să dea în instant pe mine asta ceva de genul. Deci noi o să vrem totuși să ne luăm itemele acestea și vreau să biuță cu sharpness nu perfect. <laughs> Vine pe mine, din timp eram sigur. ți vă la el. s ar frate, că am armură mai bună decât e, Du-te, du-te, vino. Na situație, mamă, cu 10 inimi l-am bătut, băieți. Deci cred că, cred că l-am rezolvat, cred că s-a calmat momentan, aș putea spune. A, bineînțeles, uiți, cu timpul meu de reacție de foarte, foarte multe milisecunde, nu am reușit să-l omorâm pe tipul ăsta și... Spoc, manevră. Holy shit, era să pic de la manevră, dar am reușit și am primit și un gheapăl și o perlă normală, deci le vom folosi pe ambele în funcție de ce spune situația. Și, o, oh, te-am văzut cu colțul monitorului. Colțul ochiului, adică. Have a nice day. Dude, I'm pyro. Ok. Uh, n knife, fost knife cel mai uh, formidabil oponent. Gigi Noob, you're so bad. Ok, lume, și am revenit aici și cu textura numărul 3 în runda care nu este numărul 3, pentru că mi se pare că am avut o sesiune de l -uri. Uh, dar da lume, știu că episoadele astea e scurt, dar este foarte complicat voie să mă gândesc gen, să calculez și cât durează gen cu losurile, să calculez efectiv cât să filmez, deci este prea complicat și probabil o să iasă clipurile în jur de 7-10 minute. deci trebuie efectiv să fac poduri normale, deci m-am dezobișnuit să fac poduri normale și fac gen poduri cu jitter click și chiar nu e ok. No, deci tipul ăsta n-are, el nu, no, hai că ai un HP. Deci tipul ăsta efectiv voi ți dădea, efectiv el era, el sărea în aer și dădea mine. Ceea ce mi s-a părut dubios, dar în fine, nu voi comenta despre acest lucru. A, așa, dăm cu arcuțul. Sal. deci cred că, deci e, al e a doua persoană care a căzut aici a luat foarte mult fall de și pe aia am mort-o. Ok, și avem un normal, deci o să vreau neapărat un sword cu sharpness 1 și aparent n-are niciunul. Mi se pare că pe textura asta se văd un pic mai prost în dar nu cred de fapt. Cred că mă înșel și pur și simplu n-am în uh, hello. Hai să jucăm. Hai la un Minecraft. Nu te bagi. Și la, un, la un Minecraft simplu. Știi, tipul ăla se duce sus și se foarte stachează. Nu, bă, vei să văd în centurile ca lumea eu, nu știu ce. Mamă, cum spamează al, alt al textul era. Alt textul. <laughs> oh, aleu, dude. Da, băieți, nu uitați-vă și voi ce zic, adică skywars acum, băieți, tot, totuși, deci, o să vă explic, băieți, dacă vreți să știți, deci nu vreau să faceți nimic cu această informație, vreau doar să o folosiți pentru cunoștința voastră. Toată lumea este așa pentru că un anumit YouTuber, nu o să-i dau nume, din, din America, s-a decis să fie el foarte bun la Skyward și gen să facă clipuri cel în care e foarte bun la Skywars și are gen foarte mulți abonați, mă rog, foarte mulți abonați pentru comunitatea asta. Și în momentul în care lumea se uită la un YouTuber care e foarte bun, devin buni și așa toată lumea a devenit bună. Mă rog, nu e un lucru rău că a devenit toată lumea bună, că acum e jocul mai interesant Dar ca idee sunt 90% sigur că asta s-a întâmplat uh, Dar oricum uh, O să vreau să văd efectiv Deci ce faceți aici? Te-ai retras? Ok, s-a retras Johnny uh, Și nu avem uh, Enchantment table, mi se pare că e Nu știu, veți exact unde este un enchantment table Și nici n-am nicio subiuță cu sharpness Ok, tipul ăsta o să fie foarte, o să fie foarte așa tu Pot să jur că te-am mai omorât odată Dar dacă e nevoie o să fac și de două ori O să sară pe mine M-am omorât cu găleata V-ați văzut că a dat cu găleata în mine și m-am omorât Băieți întotdeauna mai intră un Stix Ia să vedem ce player versus player reușim să facem aici O să ne trebuiască instantaneu o sabie mai bună Și cu chesturile astea nu o să fie foarte posibil să facem zile, Pentru că sunt foarte răspândite și se duce gen foarte puțin loot în fiecare Și chiar o să trebuie să folosim toporul ăsta pentru că dă mai mult de meci decât săbiuța Adică pe bune o luare prin surprindere. Mamă, cât de puțin damage de toporul. Ah, avem arca acum că mă uit. Pă bune, puteam să-l omor. Dacă eram mai bun, bă băieți, dar... Ah, ce să... Ok, mi-ai uh, dat două hituri consecutive dubioase și cu knockback -am în două. L -l bă vezi tipul ăsta are GHG în nume gen... De... GHG? Înseamnă German Hunger Games și nu știu exact de ce tipul ăsta are German Hunger Games să nume, dar poate este jucător de German Hunger Games. N-am mai văzut de foarte mult timp, gen. nu știu dacă mai există gen serverle alea de German Hunger Games. Sună foarte ciudat când zici German Hunger Games. Deci eu o să ajung să te bat cu toporul. Eu o să... Doamne, e un minion, bă, bă ți... <laughs> oh my fucking God. Lol, deci nu cred așa ceva. Uh, dar oricum lume, cam asta a fost episodul de astăzi. Știu că a fost puțin mai scurtuleț. Dar eu sper că v-a plăcut oricum. Deci, da, lume, eu am fost Azlo. Nu uitați să lăsați un like, nu uitați să fiți pe fază pentru episoadele următoare. Și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!